Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit în acest nou an. Să sperăm că avem un an bun, prosper și că dumneavoastră veți fi parte a acestui program, a acestui producții Pasul Offside pe parcursul întregului an. Am un invitat de calitate în această seară. De calitate pentru că vorbim despre unul dintre antrenorii Centrului de Copii și Juniori de la Petrolul, Cristi Constantin Iordache, și pentru că este prima dată când vine în acest studio al Ploiești TV. Să vă spun că este născut în 28 august 1974 în comuna Șierna din județul Prahova. A terminat liceul industrial numărul 1 Ploiești în 1992, în același an fiind admis la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București, pe care a absolvit-o în 1996. Din anul 2009 are licență B UEFA, 7 ani mai târziu, în 2016, intrând în posesia licenței A UEFA, ambele recunoașteri fiind venite în urma absolvirii școlii federale de antrenori. A fost junior de la 5 ani în cadrul clubului de fotbal Petrolul Ploiești, apoi de la 17 ani a fost fotbalist la Câmpina, apoi a la Sportul Studențesc Minerul Filipești de Pădure, Petrolul Băicoi. A suferit o teribilă accidentare în 1996 la un cantonament în Turcia, la un meci cu Sportul Studențesc. Dubla fractură de tibie și peroneu l-a făcut să abandoneze fotbalul, iar mulțumită fostului președinte de atunci al Petrolului, Eugeniu Goicea, a ajuns la clubul, la Centrul de Copii Junior al Petrolului, strângând, iată, mai bine de 20 de ani vechime sub culorile galben-albastre. Aceasta a fost prezentarea lui Cristi Iordache, unul dintre pătimașii fotbalului ploieștean, un antrenor care nu odată s-a confundat chiar cu echipa Petrolului și care merită să-și ocupe locul acolo la Centrul de Copii și Juniori. Cristi, știu că te răscolesc cu această întrebare, dar trebuie să-mi spui cum a fost problema, cum a fost accidentarea aceea atât de urâtă. În primul rând, bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce să spun? An grei în care mi-a fost teamă, de aceea ne-am scăpat de faptul că nu o să pot să mă recuperez și să fiu la nivelul la care eram la momentul accidentării. Visele mele erau mărețe după o lungă perioadă în care am activat aici la noi, speram să prind un contract și pe afară, ca orice tânăr fotbalist, visam, dar că la momentul acela, la anii aceia, nu existau cum sunt acum, cum să spun eu, operații, clinici, doctori, medici, să te ajute. Nu aveam contract, nu te ajuta nimeni. Pur și simplu tot ce am făcut și recuperarea care am făcut-o la București, la domnul Pompiliu Popescu, după care aici la noi, la Ploiești, mi-a fost foarte greu, de ce să nu recunosc, dar am trecut peste și cu ajutorul părinților am reușit să merg mai departe și chiar dacă nu am mai putut juca în continuare, mi-am îndeplinit visul acela de a rămâne în fotbal. De a rămâne în fotbal și alături de echipa care ți-a plăcut ție cel mai mult. Întotdeauna va fi, și indiferent și dacă nu o să mai lucrez în cadrul clubului sau pentru mine Petrolul Ploiești rămâne inima. Va rămâne în inimă. Da. Spune-mi, te rog, cum te-ai simțit când pe final de juniorat ai fost direcționat către Poiana Câmpina? Și cine era antrenor atunci? Tu parcă jucai pe stânga, nu? Funda stânga. Am fost. Antrenor acolo la momentul respectiv era domnul Simache. Ce se întâmplă? După 2 ani senzaționali în care jucam la echipa de tineret, în care v-am povestit la un moment dat o echipă frumoasă, cu Florin Pârvu, cu Cristi Oprea, cu Sârbu Ciprian, cu o generație bună. Era foarte greu, chiar dacă Petrolul la momentul respectiv era în Liga a doua, era foarte greu să prinzi. Echipa mare era echipa mare, senzațională. Pentru mine întotdeauna, toți anii, toate generațiile
care au fost la Petrolul și la momentul de față era foarte greu să prind. Și am profitat și m-am gândit, m-am sfătuit la acea dată cu tatăl meu și... Ce-i, mai bine joc undeva. Am zis mai bine să mă duc să merg să joc. Dacă o gândire corectă. Importante sunt jocurile și așa puteam crește mai mult. Uh-huh. De acolo a pornit anul acela la Poiana Câmpina, după aceea și la Filipești, după ce a expirat contractul, același lucru cu domnul Gigel Cozarec. Antrenor care mi-a deschis ochii mult mai bine. Da, nu știu, parcă și fotbalul era altfel, dar am preferat să joc. Era foarte, foarte greu, de ce să nu recunosc, îmi știam și îmi știam limitele. Era foarte greu să prind. Petrolul este Petrolul și a fost întotdeauna, au avut numai generații de excepție, unde foarte greu era să pătrunzi. Ai spus adineori că fotbalul este într-o continuă schimbare. Bine, te-ai exprimat altfel că erau fotbalul acelor vremuri. Și vin să te întreb, după ce s-a terminat și ai început să antrenezi, acum, la zilele astea, aplici noutățile fotbalului sau mergi pe ideologia ta, pe gândirea ta că fotbalul rămâne și partea boemă a jucătorilor? Cum să vă spun, chestia asta cu antrenoratul este ca și în viață. Trebuie întotdeauna să te accesezi și să devii din ce în ce mai bun, să lucrezi, să vezi, să fii în formă. Important este că, într-adevăr, există niște principii pe care nu le voi abandona niciodată din ce a fost înainte. Există niște antrenori pe care i-am avut la centrul de copii și juniori impecabil, care pentru mine m-au ajutat foarte mult, domnul Noni Lindenberg, Dumnezeu să-l ierte, domnul Cristi Popa, Dumnezeu să-l ierte, Neadoru Tudorie, care a fost ultimul antrenor, domnul Camilo Prișan, care chiar îmi spun câțiva prieteni, mi-a fost ca un tată, adică de la dânsii am cules și am luat lucruri pe care nu le voi abandona niciodată în viața de antrenor. Pe de altă parte, vorbești de pedagogie? Exact. Uh-huh. Metodica, lucru cu jucătorii, modul cum eram la momentul acela. Acum fotbalul s-a modernizat și este într-o continuă schimbare. Toți vedem ce se întâmplă pe la televizor, cum se joacă, modalitățile de lucru care au apărut în ziua de astăzi, și este obligatoriu ca și noi antrenorii să preluăm și să ducem mai departe. Trebuie să fie o simbioză între vechi și nou. Generațiile s-au schimbat, nu mai sunt cum erau înainte. Vorbești de fotbaliști, de fotbaliști, da, nu știu, noi aveam așa un cap plecat și indiferent de ce ni se spunea, trebuia să executăm. Acum parcă și jucătorii sunt copii, la momentul de față sunt schimbați, ne luptăm cu mult mai multe probleme. Ai putut să înțelegi treaba asta? Nu știu, dar trebuie să ne mulăm. Adică voi să vă mulați pe ei, nu știți, ei să creadă... Aveam o idee și înainte eram, cum să vă spun eu, antrenorul era acolo în vestiar, Dumnezeul nostru. Acum, la momentul de față, trebuie la un moment dat să mai mult să înțelegem jucătorii, să-i facem să înțeleagă, să lucrăm mai mult mental, mai mult psihic, să-i determinăm în afara... pe extra la ce se întâmplă, părinți, antrenori, știți, toată lumea cunoaște fotbal, toată lumea știe despre ce e vorba, să-i facem să joace. Este un pic mai multă chestie psihologică pentru ei. Dar te macină chestia asta? Sincer, da, pentru că chiar și acum, în ultima perioadă, m-am tot întâlnit cu diversi părinți, diverse lucruri mentale la adresa copiilor. Noi ca antrenori a trebuit la un moment dat și trebuie la un moment dat să înțelegem și pe ei, dar trebuie să lucrăm și în spiritul pedagogic al fotbalului, cum ar trebui să crească copiii. Știți cum este ca la școală? Există un ciclu de pregătire între 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, lucruri care nu pot să sari peste ele. Uh-huh. La momentul de față, media, informația, toată lumea știe, sunt mult mai multe lucruri care trebuie să le punem cap la cap, în așa fel încât copilul să poată să crească așa cum trebuie. Mă grăbesc spunând că părinții își doresc mai mult de la copii decât își doresc copiii de la ei însăși? Vă pot spune alt lucru, poate un pic mai grav, sunt copii care poate nu își doresc
și sunt aduși de părinți. Cu forță. Spun, nu neapărat cu forță, ba, dar cu forță. Există mental. Gândiți-vă că mă întâlnesc cu jucători care, la un moment dat, noi ca pedagogi ar trebui să le explicăm lucrul ăsta. Copilul are niște lipsuri. Astea sunt calitățile, aici trebuie să muncească, aici trebuie să ajungă. Ei nu văd lucrurile astea. La un moment dat suntem condamnați, suntem catalogați, dar trebuie să mergem înainte. Trebuie, știți cum este, să ne luptăm cu mentalul ăsta care, din păcate, strică cât mai mult copii. Orba Sportul Studențesc, spune-mi, ai avut obiectiv de performanță cât erai acolo? Acolo la Sportul Studențesc a fost o conjunctură foarte frumoasă. Pentru că cine era? Chihaia? Cine era? Narumică Chihaia era președinte și antrenor domnul Niculescu, Ață, cum îi spunem noi. Care fost suportat. Exact, exact. Un om impecabil, iar pe lângă dânsul am avut un mentor, așa îi pot spune eu, care m-a ajutat foarte mult și la dosarul de licențiere pentru licența A, domnul Romică Jurcă. Jurcă. Uh-huh. Îl cunoașteți foarte cum bine, era nu-și? Și din Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal. El a fost cel care m-a... am avut aici un domn profesor Constantin Laurențu, dacă mai știți. Un om impecabil. Cum să nu știu? Exact. Și dânsul a avut o legătură, dânsul m-a trimis la probe, dânsul a mers și în Turcia cu noi la un moment dat, acolo s-a întâmplat și accidentarea. Dar una peste alta, ziceți, a fost o conjunctură plăcută, luasem atunci în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport la București și mi-era foarte ușor, erau problemele cu armata, știți cum e, da. Ne ridicau și vreau să joc fotbal, nu doream să plec în armată. Da. Adică s-au legat. Nu erai singurul, erau destui fotbaliști care erau pe linia asta. Da, chiar îmi venise, că așa am ajuns acolo scurt, așa, îmi venise mandatul de mers la... Recrutare. De recrutare, exact. Și tatăl meu, care pentru mine a fost nu neapărat mentorul, dar a fost totul. El a fost cel care m-a îndrumat și arăjase aici, știți că erau la Negoești, la Unitatea Militară și mergi, faci 6 luni, faci drept. Și până la urmă s-a ivit portița asta cu facultatea și 8 luni de zile cât am fost acolo a fost ceva de vis. Și ai avut parte, chiar de la Sportul Studențesc fiind, să semnezi un contract cu turcii de la Serie Sport, din Serie 3. Am plecat într-un cantonament de pregătire, un ciclu de pregătire de iarnă cu sportul. Se practica înainte, exact. Și da, aveați bani sportul. Da, erau mai mult tot pe gen de sponsorizări, de și am mers în turneul ăsta la Istanbul, am stat 2 săptămâni, iar acolo turcii respectivi erau echipă de Liga 3, Sarıyer Istanbul. Uh-huh. O echipă cu bănet, cu foarte mulți străini, foarte puțini turci, cred că 90% erau numai străini, nigerieni, croați, albanezi, bulgari. Uh-huh. Testele astea de jocuri între noi, bașcani au fost cei care au fost încântați, au vrut, ne-au urmărit, au trimis actele, au venit cu actele. După care am revenit în țară, am comunicat și m-am dus acolo la primul antrenament, am avut tragica, o intrare criminală care m-a costat dăruința mea de a juca, de a demonstra ca orice jucător nou. În loc să te păzești, mai degrabă Exact. Și n-am avut niciun contract de medical, cum sunt acum, tot felul de să-ți asiguri picioarele, mâinile, atunci capul. Atunci nu era. Acolo era o sumă de... Mă rog, te înțelegeai cu ei, oamenii erau foarte... Ca și știți cum este acum, drept dovadă, fotbalul turc este unde este la nivel. Unde este, sigur că da. Și... Era foarte greu. Liga 3 erau foarte multe meciuri, îmi doream pentru că știau că jucau foarte multe meciuri amicale cu Fenerbahçe, era practic o echipă a doua și zic, na, ca orice tânăr, speram, dar n-a fost să fie. Dar cum a avut, ce a avut ăla în cap când a intrat așa? Sunt meciuri de pregătire unde știți că fiecare jucător dă totul pe teren pentru a demonstra antrenorului. Uh-huh. Exact ce facem și noi ca antrenori în ziua de astăzi. Când intri pe teren, trebuie să demonstrezi. Trebuie să demonstrezi în primul ție că poți, că ai potență fotbalistică, că ai știință și că știi ce ai de făcut în teren. Ei, ca străin vă dați seama și cum eram și noi și în vremurile alea se ieșea foarte greu. Eu am avut experiență cu jocuri internaționale. Pe vremea când eram la Centrul de Copii și Junior cu domnul Doru Tudorie, pe vremurile în care nu se ieșea foarte rău, am ieșit cu grupa PC Petrolul în Franța, la Avignon, la un turneu foarte puternic, uh-huh, cu echipe din Africa, și știu foarte bine, am văzut cum se joacă și de atunci era diferența aceasta de forță, de talie, de atitudine mentală. Acum
Te-au ajutat în vreun fel turcii atunci, după lovitura aia? Nu, absolut deloc. Am revenit acasă, au văzut... Dar ce ai avut? Dublă fractură, dublă fractură tibie și peronă. Tibie și peronă. Da. Adică, în mod normal, după părintele asta nu prea mai... m-a ajutat, a fost singurul care m-a luat și mai eu fiind și singur la părinți. Pentru mine, tata a fost cel care m-a îndrumat să-mi revin, după care să-mi mențin facultatea și a fost după aceea acea sclipire al domnului președinte, domnul Goița. O să-mi aduc aminte, Cristi, tu ai fost în cadru de la 5 ani, nu vrei să mă ajuți? Era o nevoie la centru de copii și juniori, atunci, ți-mi minte, eram pe la sala sporturilor. Practic a fost ca o rugăminte, da, aveau nevoie la momentul de față de vreo 2 antrenori. Și ținând cont că au vrut tineret și că, uite, ai jucat aici, mi-aduc aminte, chiar era, trebuia să-l ajut pe domnul Marcel Catinca, să-l ierte. Dânsul avea atunci o grupă de 90 și uite, vino, ajută-l, avea vreo 70 de jucători. Și haide, uite, ajută să-l ia. Și de atunci am început cu dânsul, după care am împărțit echipele în două și m-a preluat domnul... Asta ce an era? 2004. Da, când m-am apucat. Eu deja profesasem 2 ani de zile în învățământ, pentru că mi-era foarte greu, m-am dus, am avut un an de zile pe la Râhov Goga și după aceea am avut încă o catedră la Tomșani Loloiasca. Și făceam naveta, dar mă râcâia microbul ăsta. Nu aia era ce vroiai. Sincer, nu. Chiar dacă profesor de sportiv, o meserie frumoasă. Fotbalul pentru mine a fost fotbal. Eu iubeam petrolul și am zis, nu m-am gândit că pot să ajung. Am prins în perioada asta de 20 de ani, au fost așa, două sincope, le numesc. Cea în care, vă aduceți aminte, s-a unit Astra cu petrolul, s-a făcut FC Ploiești, în care atunci un mare ajutor l-am avut de la Daniel Chiriță. Copilul lui îl aveam atunci la grupă și nu o să uit niciodată cu el și cum am început și a scris, nu mergem nici colo, nici colo, rămânem aici la sala sporturilor cu grupa asta, cu copilul meu și așa am început atunci o colaborare de vreo 2 ani până când s-a revenit la petrolul și s-au revenit grupele și... Pecuniar câștigai mai bine ca și profesor sau la centru? Da, nu se compară. Mai mult la centru? Nu la centru, la profesor. Ca și ridicare. Profesor. Da. Și totuși ai renunțat. Adică nu că ai renunțat, ai venit către ăsta care zici tu că ți era mai aproape, da, mai știu, aproape nu, de inimă. Nu mă văd așa fixist, stând doar pentru niște ore. Mie îmi place să plec cantonamente, să-i lucrez, să faci selecție, să umbli după jucători. Am o chestie de asta și extra, îmi place foarte mult. Acum nu știu la noi, la centrul de copii, dar chiar dacă și să stau așa, să aștept, nu sunt genul de om. Mi-a plăcut întotdeauna. Când vezi un copil cu calitate, să-l ajuți, să-l promovezi, să-l aduci la petrolul. Că mi-am făcut o grămadă de dușmani, de ce să nu recunosc? Pentru că am mai tot luat, văzut jucători, făcut raport în cadrul clubului, aduși, ca și acum chiar la grupa. Și ce zici? Ce ai faci, mă, mie eu? Da, și știți cum se procedează la noi. Păi nu mai, feriți-vă de ăla, că ia, că face... Dar toată lumea nu înțelege. Eu dar unde îi duceai, mă? Îi duceai în politica clubului cu bani? Asta am încercat să le... veneau bani la tine în buzunar? Asta am încercat să le explic atunci, la momentul de față, dar v-am explicat. Este foarte multă răutate. Nu mă așteptam. Trăim niște zile în care nu ne mai respectăm noi ca antrenori. Vorbesc așa cu greu, dar cam ăsta este adevărul. La momentul de față, cred că în afară de centrul de copii și juniori, aici la mine, unde domnul Liliac și cu colegii mei care sunt super calitate, în rest e foarte greu, mă tot uit din afară, adică petrolul tot timpul presat, nu vă duceți la aia că nu au, nu vă duceți că nu fac, n-am văzut cuvinte de bine în ultimii ani și nu înțeleg. În contextul în care petrolul este echipa fanion. Exact, este singurul lucru, toată lumea zice, Cristi, tu te duci că ai o chestie și îi atragi, nu îi atrag cu absolut nimic, pur și simplu încerc să le explic. Asta îi dă bine, nu-i dă rău. Încerc să le explic că nu vin la Iordache Cristian, la nu mai știu cine, vin pur și simplu la petrol. Adică pentru mine o realizare, chiar dacă nu-l aduc la grupa mea și merge în altă parte, îi aduc la petrol și pentru mine e cea mai mare realizare. Ești cel mai tânăr antrenor de la centru acum? Tânăr nu, 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 nu. La momentul de... s-au dus tinereța. Nu mai e. De față Ionuț Marinică, care este antrenorul de portari, Gabi Lefter, care a venit și el de curând în club. Mai sunt, mai sunt. Poate cel mai vechi. Eu cu domnul Tureac, cu domnul Laurențiu am prins... toate vâlvătăile clubului. Deci de eu te vedeam mai tânăr, așa, dar tu zici că ești între cei mai vechi acum?
Păi eu cred că sunt printre cei mai vechi. V-am explicat și mai devreme. Am prins două lucruri atunci. Atunci când s-a făcut fuziunea și falimentul care... Care te-a măcinat de tot. Da. Știu cum a fost atunci. Ca toți ploieștini. Aduceți-vă aminte că cred că ne-am întâlnit și pe culoarele primăriei și pe culoarele... Nu știu, mi-era foarte greu. Am stat la faliment după un an de zile în care eram neplătit, situația care a fost, și nu am abandonat și chiar am avut probleme și acasă, că nu aduceam practic niciun ban. Și să stai, dar am tot speranță. Zic, trebuie să fie, trebuie să renască, trebuie să fie cineva care vrea să suporte ăștia, care trebuie să recunoaștem că sunt cei mai tari. Eu, asta e părerea mea, nu fac nicio gargară față de absolut nimeni, că vorba aia, mergem peste tot și mă duc cu copiii. Dar am rămas și am sperat că se va face ceva. Am urmărit grupa asta ta, ai unul 14 la Petrolul, parcă o ai da, de 2009. E sentimentală, să știți, pentru că am făcut-o exact la faliment. Am pornit de la 3 copii și am adus-o la momentul de față, zic eu, în ultimii 7-8 ani chiar mă uitam pe, nu neapărat pe rezultate, sunt copii care au câștigat niște trofei, niște cupe, care sunt pe laculul, pe acolo, pe vitrin. Păi, că... nu știu, în 2016 erau niște gâgălici, da, erau niște da, șoricei. Da. Și acum au crescut. Bă, multă lume spune că să privim cu atenție către viitorul schimb al Petrolului de să știți că nu vreau să fac un lobby pentru absolut nimeni. În tot centrul de copii și juniori, poate nu se știe și poate dumneavoastră veți mai avea ocazia să știți că la fiecare grupă există cel puțin 3-4 copii de calitate care fac obiectul echipei mari. Eu nu întotdeauna încerc să le explic și celor care vin sau și celor care mai pleacă și sunt nemulțumiți. Dă noi ca antrenori, de condiții, știți cum sunt. Problema e felul următor. Petrolul are finalitate și finalitatea este echipa mare, FC Petrolul Ploiești. Adică ai un țel, asta le-am explicat și eu. Nu am absolut nimic cu celelalte, ferească Dumnezeu, cluburi, că nu mă... Dar există un țel. Un cel care este echipa mare, FC Petru, să ajungi pe Ilie Ioan. Le-am și explicat la un moment dat unor părinți care tot, domne, că mă duc acolo, că și de acolo pot veni la Petrolul. Și le-am spus, există o mentalitate la Petrolul, da? Echipa nu trăiește cum e FCSB sau echipa trăiește din centru de copii, din Prahova, sunt într-un cele mai mari județe. Și am stat acolo și le-am explicat, domne, eu ca și conducător, în primul rând, ca să promovez la echipa mare, mă uit în grădina mea. Dacă, pe exemplu, 2009, dacă acolo nu există un atacant bun, pur sânge, pentru echipa mare, mă reorientez. Dar dacă l-am acolo, de ce să mă uit în altă parte? Eu, bun, așa cred. Nu vreau să... Asta este mentalitatea păi nu care e, am dar, trăit. Eu, părerea mea este că așa ar trebui să fie o gândire colectivă. Așa este. Așa este. Și să știți că de câțiva ani de zile și de când a venit domnul Liliac, am fost toți și toți care au venit. Asta este mentalitatea, să creștem copii. Odată cu falimentul Petrolului, mi-aduc aminte că practic rămăsese clubul gol. Știu că foarte mulți copii plecaseră atunci către Petrosport. Da, li s-au făcut oferte, să fim, să o spunem pe față, li s-au făcut oferte antrenorilor și era și normal dânsii să aleagă pentru că... Să lucreze undeva. Undeva unde să câștige, un bani, pentru bani. Că noi nu mai existam. Tu, da. Tu nu te-ai dus. Sincer, nu. Eu n-am avut ofertă de la respectivul club. Aveam oferte din punct de vedere al învățământului să mă duc, da? Deci nu rămâneam pe din afară. Am stat, m-am gândit, am cules informații și din stânga și din dreapta și am rămas sincer lângă suporter. Am așteptat să văd ce se poate face cu primăria, cu... până când s-a făcut acel Petrolul 50 lei. Ai strâns la un moment dat destui fotbaliști pentru echipa care urma să formeze la Liga a 4-a. Cred că aveam vreo 55 de copii amestecați de toate categoriile. La vremea aceea, domnul Cristi Vilat mi-a și spus, dânsul era atunci cu actele, cu președinte, și zic, Cristi, ajută atât cât se poate să încercăm de la Liga a 4-a să avem măcar două grupe, să fim în regulă. Uh-huh. Am sperat, de ce să nu recunosc? Da. Am sperat și am riscat. Speranța, cum e o vorbă românească, speranța moare ultima. Da. Tot credeai că la un moment dat va veni cineva? Nu neapărat că va veni cineva, dar nu are cum să nu existe Petrolul, sincer. Nu are cum. Eu așa o văd.
Vedeți altă echipă în Ploiești, în afară de Petrolul? Nu, nu, nu. Păi dacă e Fan Ion, numai una poate să fie Fan Ion. Asta am gândit și eu. Strânsesei la un moment dat, cum ai și spus, 50, poate... Erau vreo 55 de copii. 55, făceam cu ei la Park Vest într-un colț, că n-aveam ore, n-aveam bani, strângeau părinții câte o taxă să plătim acolo chiria, să ne lase să facă, că nu puteam să intrăm nici pe Vega, nu se rezolvaseră problemele. Greu. Am trăit de toate. Erai alături de suporteri la ședințe, exact cum ai și spus, te-am văzut de multe ori pe tot culoarele timpul, de la tot primărie. Tot timpul alături de ei am fost. Am fost și am sperat și știam că se vor rezolva lucrurile. Știi? De bine că știi tu. Vă spun, știam, mă refer la mine că ai fi vrut mai mult. Exact. Era o dorință. Nu credeam că n-are cum să nu mai existe petrol. Cu toate că uitați-vă ce vremuri trăim în care e foarte, foarte greu. Dar apropo, de ce crezi tu că nu este implicată și primăria în proiectul ăsta? Faulă, nu știu, aici deja, cum să spun eu... Nu, am zis, de ce crezi? E treaba ta, da, poți să zici ce vrei. Simplu angajat. Din punctul meu de vedere, îmi doresc orice, orice, cu primărie, cu patronat, cu prefectură, cu consiliul local, exact, cu exact. Tot. Îmi doresc orice să fie. Eu, astea sunt niște, cum să spun eu, lucruri care pe mine mai puțin m-au... Eu am înțeles asta, dar sus eu la te-am întrebat acolo la... Ce crezi tu? Tu, opinia părerea ta? Părerea mea personală este... Că ar trebui să fie, totuși. Părerea mea personală este că toată lumea trebuie să fie lângă club. Asta este o părere. Pentru că este echipa orașului, pentru că este echipa Fan Ion a județului și pentru că este moral să se întâmple treaba asta, câtă vreme observăm că mai toate proiectele de succes au legătură cu primărie. Exact. Pentru că sunt bani care sunt ai municipalității, municipalitate care la rândul ei își dorește ca petrolul să fie parte din ea. Și este parte din ea. Numai aici nu s-a vrut lucrul ăsta. Și motivul fiind care? Nu pot să vă spun. Nu pot să spun. Ok. Vreau să mă credeți pe cuvânt că sunt un simplu angajat. Singurul meu, cum să spun eu, singura mea durere și la momentul de față este că trebuie să se ajungă neapărat la o colaborare cu șefii, cu, mă rog, că nu mă pricep acolo, cu patronatul, cu primărie, cu toată lumea care poate să susțină petrolul. Dar nu e așa că ar trebui să vină și să fie din ambele părți? Adică, hai că petrolul, că entitatea, că oamenii de acolo își doresc lucrul ăsta, dar parcă ar trebui ca și cei care conduc județul ăsta, orașul ăsta, să vină cu același răspuns. Adică și ei să-și dorească să fie parte din... Știm ce s-a întâmplat înainte. Cu nenorocirile care au dus și la pușcărie la un moment dat, și la procese și așa mai departe, ani în șir, nu este ușor. Știu. Dar le-am prins pe toate. Le-ai prins pe toate, exact. Și cu Bercea, și cu Petrom, și cu Luca, și cu Walter, domnul Walter, și cu toate. Le-am prins pe toate, credeți-mă. Parcă echipa asta este blestemată. Îi spuneam unui prieten zilele trecute și spunea, zic, noi petrolul, parcă nu suntem petrolul, dacă nu cumva la un an sau doi, trebuie să avem așa, ori o situație fără bani, ori o nu știu ce, întotdeauna trebuie să apară ceva, parcă face parte din farmecul ăsta, să fim așa. Chiar și când o ducem foarte bine. Uitați-vă la promo, 4 ani de zile n-am putut să promovăm că lucrurile erau ok. Acum, și din punctul meu de vedere... Era ok pecuniar. Exact. Iar exact. Acum și când foarte nu mai greu e... și cu tot felul de antrenori, mai aveam să... Și acum cu Nae Constantin, cu problemele cât de cât acolo financiare, cu lipsa banilor cât de cât a bazei. Și uitați-vă că echipa, din punctul meu de vedere, a strălucit. Sigur că da. Adică... Deci, dacă tragi linie la momentul de față, lăsând la o parte toate astea, a promovat, au făcut meciuri bune, au ce poți să le ceri mai mult de atât? Corect. Este o părere personală. Revenim la tine. Acum faci parte dintr-un nou proiect. Ai ales să lucrezi și cu fetele. Ți-a fost impus? Nu am ales, dar știți ce se întâmplă? Academia, știți că s-a format. Avea nevoie? Exact, avea nevoie de grupe de copii, de fete. Juniare A, B și C. Lucrul ăsta l-am discutat... Practic trei echipe. Exact. L-am discutat prima oară cu domnul Liliac și am zis să o luăm treptat. Zic, nea Lili, dacă va exista și va trebui să avem, o să trească să o luăm de jos. În scurt, nu poți. Le-ai strâns și să le arunci într-un campionat, să jos, să... Zic, trebuie luat, pentru că există acel proces de pregătire de care v-am spus. Sunt fete noi, care le-am și acum, în care nu poți să le iei și să le bagi doar de dragul de a simula că are petrolul grupe de copii și de fete. Mie mi-este neclar și te rog să explici
să-mi explici și mie, da? Dar mai ales distinșilor telespectatori, cum ai făcut în momentul când te-ai înhămat la treabă. Ai ieșit dintr-un birou unde ai purtat o discuție și încotro ai luat-o. Ai văzut-o pe prima pe stradă, pe prima fată și ai întrebat-o, vrei să joci fotbal? Nu, este, dar cum? Vă spun, în primul rând, jucând cu băieții în campionatul AJF pe Prahova, am văzut la câteva echipe fete care jucau la echipe de băieți. Așa. Sunt pe puțin 4-5. Cea de la Albești, care a ajuns la lotul național, cea de la Băicoi, am luat telefoanele, am stat de vorbă cu respectivele, cu antrenorii, le-am explicat și am chemat. Hai că alea au vrut. 4-5, aia am înțeles. Un pas a fost să rog ofițerul de presă pe domnul Ionuț Pană, un super caracter, zic, vreau să mă ajuți să dau un anunț pe site-ul clubului pentru selecție. Că echipa face selecție. FC Petrolul, exact, face selecție. Și vă spun că din momentul acela și cu ceam, cred că două săptămâni la rând sunau telefonul. Și acum, deci la momentul de față sună telefonul non-stop. Deci am avut la un moment dat 62 de fete într-o lună jumate, pe Vega. Așa de multă dorință este? Deci colegii este... mei la un moment dat a zis, ne-ai omorât, deci ai umplut terenul, nu mai putem de tine să facem antrenament. Așa de multă dorință este? Deci eu n-am lucrat niciodată, pentru mine a fost un lucru nou. Deci eu am vrut să ajut și să pot să zic, până aduce, până angajează pe cineva, până se pun la punct toate lucrurile, să fie formate, că așa e frumos, tot în spiritul nostru al Academiei, să ne fie, să fim în regulă cu tot. Tu ai făcut selecția? Să vă spun sincer, nu când neapărat că am făcut selecție, pentru că eu n-am renunțat la nicio fată la momentul de față. Sunt 5 luni de zile de când le am, am rămas cu 45 de fete, sunt 3 echipe pe categorii de vârstă, câte 15 junioare A, 15 junioare B și junioare C15. Așa. Și așa le-am dus până acum de sărbători, cu jocuri amicale, cu antrenamentele specifice, pentru că sunt foarte multe fete noi care n-au jucat fotbal niciodată, practic am urmărit să asamblez cele 3 echipe. Cum e, frate, cu asta, mă? E ca și cum, nu știu. Știți cum este, tu știi, știi să faci, hai să te duc în altă sferă. Tu știi să faci, știi să în gospodărie, în bucătărie te pricepi? Nu prea sunt mare. Nu prea de. E ca și cum vine unul și zice, fă-mi și mie o pavlova. Știți ce se întâmplă? M-am bazat pe spiritul lor, pentru că eu nu am rămas foarte surprins și recunosc. Ne lucrând niciodată cu fete, mi-era greu, am zis că nu știu dacă strâng 10, chiar îi spuneam, nu știu dacă voi strânge pe parcurs vreo 10 fete. Dar reacția asta pozitivă pe mine m-a... Deci la un moment dat ziceam, dom'le, dar nu te mai oprești, nu mai îmi vin băieți și vin... Te-am mobilizat, deci, zi de zi, exact. Ajutați să lucrez, vă spun, cu 60 de gânduri. Deci faci 3, ai făcut 3 grupe de câte 15 și acum te întreb următoarea chestie, de la 1 ianuarie. De la 10 ianuarie or să-ți vină 4 fete care le vei considera foarte bune dintr-o grupă mare, din grupa A, să zicem. Ce faci cu ele? Lucrezi cu 15 plus 4 sau dai afară din alea 15? Nu, lucrez cu 15 plus 4. La pe momentul cât de față, te duci, măi, frate? Trebuiesc ținute și trebuiesc evaluate. Nu poți să dai afară într-o lună de zile. Eu sunt de acord. Știți pe ce mă bazez? În primul rând, urmărești calitățile. Bineînțeles că vă dați seama, nu oprim... Orice. Exact. Am înțeles. Deci calitatea a fost. Am mai renunțat treptat la câteva. De fapt au renunțat ele, pentru că au dat și de și greu. Și au dat seama că... Când au dat un pic de pregătirea fizică, când au dat un pic de, cum să spun eu, de ritmul antrenamentelor, că hai, probabil ele se așteptau să venim o dată pe săptămână la un joc, să le arunc o minge, să facă un meci. Antrenamentele sunt câte 2, plus al treilea joc. Chiar le-am explicat și acum, le-am dat și un program pentru vacanță, zic, urmează următoarea perioadă, zic, sper și eu din partea conducerii să mă ajute cu un ajutor, cu ghilimele, că mi-e foarte greu, vă dați seama, acum nu o să pot să lucrez cu toate, trebuie lucrate pe categorii de vârstă, încă un coleg să mă ajute. Ești orientat, ar vrea cineva dintre... Sau vrei să-ți impună, da, să dea pe cineva? Să-mi impună, nu e nicio problemă, dar trebuie ajutor, că este foarte greu. Gândiți-vă, juniorile A și B vor juca pe țară, reprezintă Petrolul. Și cum îi spunea și domnului Liliac, nu poți să te prezinți așa, avem fete, gata, hai să le aruncăm, ești Petrol. Să te duci și să nu poți să vezi mingea, cum se spune. Când rei pregătirea cu ele? Pe data de 16. Deci, ce mai e? Nici 3 săptămâni. Și ea și băieții, da. Și ea și băieții.
Mergeți în cantonament pe undeva sau ce ați... Știți ce se întâmplă cu cantonamentele? La momentul de față un pic mai greu. Mă interesează un mini cantonament de câteva zile la Brașov, unde se merg, unde de obicei Clubul Petrolul merge cu toate grupele. Și am vorbit separat de băieți să merg vreo 3 zile pentru niște jocuri de pregătire, jocuri amicale. Pentru că la Brașov există domnul Giurumescu, unde mergem de obicei, cu Celta Brașov, unde au 3 grupe de copii, de fete. Și terenuri. Și... Au și terenuri. În zonă sunt foarte mulți. Sepsi, am și vorbit deja, am luat niște amicale cu ei să ne întâlnim acolo, să jucăm. Vreau să le dau și niște jocuri, dar să și încercăm și un pic să ne clarificăm fiecare ce jucăm, să le găsesc posturi pe, în funcție de calitățile lor, pentru că va începe campionatul și va fi greu. Ăsta cine plătește cantonul sau partea asta? Nu știu, probabil părinții. Părinții, a? Clubul, să știți că s-a descurcat până acum cu taxe, cu... dar la momentul de față până se va face un buget, situația fiind cum este la momentul cum de față... Cum nu se știe, exact, e mai greu. Nu pot să... Bă, a, și vin eu părinții? Ar trebui să mai lipsesc să mă duc, dați-mi și mie. Și vin părinții și cotizează. Da, dar să știți că s-a creat un colectiv foarte bun, adică sprijină fetele, iubesc Petrolul, că deocamdată le-am injectat cu așa ceva. Adică... Suntem cu Petrolul. Mai departe, dacă vreau că nu, vedeam că nu se vrea, nu... Nu insistam. Și practic tu primești cum ar veni salariul de la club? Da. Fără să iei niciun ban de la părinți? Nu, la taxe cel puțin și la nu se pune problema. Ele nu sunt. Deci practic părinții nu au decât chestia asta de a merge într-un cantonament, de a îmbrăcămintea de unde e? Tot de la părinți. Tot de la părinți. Dar să știți că din punctul ăsta de vedere, treningurile, echipamentul de joc, le iau de la magazie, când sunt jocurile, de exemplu, cum am fost la București la meciul de pregătire unde ne-au dat, deci nu se pune problema, dar de antrenament și astea și-au cumpărat să corespundă. Se lucrează greu cu fetele astea, fotbaliste? Greu. E parcă față de băieți, e ritmul un pic mai... Bine, asta mi se pare corect, adică... Adică, dar să știți că înțeleg, sunt doritoare și cred că unele dintre ele chiar își doresc mai mult ca băieți. Dar unde excelează ele și cam care este punctul forte, minus al lor? Excelează la dorință. La dorință, vă spun mai sincer, mult decât băieții. Deci dacă vă arăt față de băieți o statistică la antrenamente, nu vă vine să credeți. Pe de altă parte, din punct de vedere tehnic, sunt câteva fete care corespund și sunt ok și în jurul lor încerc să implementeze. Ar urma să crească și celelalte. Exact, exact. Ce ar însemna câteva? Jumătate din echipă? Un jumătate 5, din 6? Cam așa, în fiecare echipă cam 5-6. Exact. Sunt cele, exact cele care trebuie să recunosc, le-am luat cu un pic de pregătire, cu un habar de ce înseamnă, pentru că au jucat. Au jucat și chiar sunt cu calitate. Îmi vorbeai la un moment dat despre Mihaela, despre Pârnău. Da. O fată care are 17 ani și a ajuns la Lutul Național un 19... Parcă cine e? Pedrazini. Cine domnul Pedrazini. Pedrazini. Da. Spune-mi, cum a ajuns la lot? Cum a văzut-o? Deci, a fost propusă? Pe ce poziție? Mihaela, de 4 luni jumate, este venită de la Albești, de la Știința Albești. Așa. O fată care acolo, acum un an de zile, era goalgetter. Deci a jucat și contra grupelor noastre. Exact. Niște calități tehnice, sentalie. Tehnică bună, ritm. S-a integrat perfect. Eu când am văzut nu-mi venea să cred. Și în jurul ei am încercat să formez acea grupă de juniori A care o am acum, care pur și simplu au avut niște rezultate. Pe unde am mers cu ele și le-am așezat în așa fel încât a făcut diferența. Și la ultimul meci, la unul din meciurile amicale de acasă cu Chindia Târgoviște, o echipă formată de 2 ani de zile, care am rămas nu neapărat surprins, dar pur și simplu pe oameni nu i-a mai interesat altceva decât profesore numărul 10 cei cu ea. Și am aflat după aceea că respectivul domn coleg era secund la Naționala U17 și mi-a zis, uite, după meci îți dau un număr de telefon, mă duc la federație, te rog, adu-o. Că e... Vreau să spun că nu numai am, mai am încă 4-5 fete care au fost remarcate și care pur și simplu vroiau la un moment dat să mi le ia, să joace pentru Chindia Târgoviște. Cu bani, cu să facă orice pentru ele. Și le-am explicat, domne, stop, cu mine nu vorbiți așa, pentru că zic, eu sunt un simplu angajat. Există conducere, există telefon. Dar cum e la asta? Cum? Să ia pe bani? Cum e asta?
Și se plătește grijile, deci, ceva că pentru Mihaela eram în timpul liber și am primit telefon de la Cluj. De la Cluj, unde Clujul investește de ani de zile, știți că este campionă națională, unde domnul de acolo este în cadrul Federației Feminine de Fotbal. Am avut un seminar chiar săptămâna trecută, mi l-a dat domnul Liliac, am fost în direct 4 ore cu un antrenament de la AS Roma, de la fete. Pe ce? Pe Zoom? Pe ce pe Zoom TV, exact. Chiar îl am și pe telefon. Un feedback care m-a ajutat foarte mult și m-am uitat și vorbeam. Și omul mi-a spus, domne, ți-o iau, îți dau bani dacă trebuie. Și am spus, domne, nu trebuie să dai bani nimănui. Problema este că la momentul de față este jucătoare FC Petrolul. Și trebuie să discutați cu conducerea. Cu conducerea. Pe mine mai puțin, mă, eu ce am... Tu în grădină cu asta antrenez, mai departe nu. Dar am rămas foarte plăcut, surprins de faptul că se investește foarte mult. Deci de când cu fetele a trebuit să mă și orientez un pic. Fotbalul feminin, să știți că a crescut foarte, foarte mult. Și există un campionat... A crescut pentru că s-a vrut, măi, Cristi. Deci credeți-mă... Adică la nivel național vorbesc. Numai până implementările astea cu dorința asta de a avea fiecare echipă de prim eșalon, conform licențierii despre care am tocmai vorbisem, s-a vrut acest fotbal. Bine, că e aducător de voturi, e adevărată treaba, dar una e una și alta e alta. Fenomenul a curs, a mers. La un moment dat o să vorbească despre fotbalul ăsta feminin și în România, e clară treaba. Cât la ultimul meci am avut, la care domnul Pedrațini m-a rugat foarte mult să vin ca să vadă fata, după meci a zis că nu mai vorbim mai de fată, vorbim și de fete. Mai sunt la pentru 17 încă 4 fete foarte, foarte calitative. Și a venit și domnul Dulca la un moment dat și am stat de vorbă și să știți că se investește foarte, foarte mult. Eu am rămas surprins, adică am surprins. Nu știam, dacă n-am avut... Corect. Tangență, dar la momentul de față și mi-au explicat campionatul, cum se sistemul de a le urmări, de a le... Copiii ăștia de la 14 când mai ai timp, mai frății mei. Da, să știți, chiar este o problemă. Chiar este o problemă. Nu i-am neglijat și nu o să-i neglijez pentru că și aici e jocul ei la un an mai mare anul ăsta. La 2008 și mai mici, iar din toamnă vor juca și la elit. Au trecut deja și 11 la 11. Pot? Sincer, da. Sincer, da. Ca să vă spun mai succint, așa au mai fost așa două, trei plecări despre problemele care vi le-am spus, cu încă vreo 7-8 veniri, culminând chiar cu un jucător, așa, în premieră, vă spun, că nici n-am apucat să-i spun domnul Liliac, cu un jucător ucrainian. De 13 ani, Danilo îl cheamă, venit din Danemarca. Deci are nume predestinat. Plecat prin Danemarca și venit... Acum o să-l văd. A venit el sau cum? Cu părinții, da. S-au stabilit la noi în Ploiești. N-am întrebat, bă, da seama, mare lucru. Și ce au zis? Bă, vrem băiatul nostru. Copilul este legitimat, a fost legitimat ultima oară a jucat în Danemarca. I-am și cerut și eu actele pentru un moment. Și zic să-l văd, că oricum trebuie să testați. Dar la momentul de față, zic, mă, intrăm și cu... Cu treaba asta. Da. E globalizare, na, suntem peste tot. Peste tot da, acasă. Să sperăm că... Că o să pice bine. Plus încă 7-8 copii care i-am acum venit de curând, după la câmpina, unde au mai venit. V-am spus, cu calități tehnice, fizice. Dar numai că trebuie să te ocupi, frate, de ei, badă ei, badă fete, badă grupa aia, badă ei alții, badă... Cum trece timpul tău? Pe teren toată ziua. Ești de luni până duminică? Până duminică, pentru că o perioadă sâmbătă și duminică făceam cu fetele. În rest eram cu băieți. După care am suspendat unul din antrenamente din cele... 4 să bag și fetele ca să aibă și ele 2 plus joc. Vă unde bag... face antrenament? La Vega. La Vega. Cum sare mingea? La momentul de față... Cum mă să învețe, mă, săracele? Acum n-am nicio nevoie. Știu ce spuneți, adică dar... noi vorbim și de echipa mare, de Petrolul, care are probleme. Și vorbim de Pleașa, care nu e ca Vega. Adică pare a fi mai bună echipa, dar în realitate... terenul. Dar în realitate... Ce mi-au auzit urechile și ce am văzut cu ochii mei este trebuie, ceva... Trebuie să recunoaștem. Într-adevăr, terenul este chiar... Nu-i nu chiar, cel este mai... ce ar trebui, dar trebuie să ținem cont că suntem și cât. 200, mă uitam acum la pachetele care au fost pentru copii. 200 și cu fetele, într-adevăr, 200 și vreo 40 de copii. Cât să mai... Cât să țină și ăla? Exact, exact. Apropo... Eu tot sper pe viitor
Vreau să vă spun ceva, toată lumea vorbește și toată lumea ne acuză că petrolul nu face, că nu drege, că... adică ne ajung nouă la... Dar vorba domnului Lilia, chiar vorbeam, păi terenul ăsta e de 40 de ani, deci n-am făcut noi acum, de 40 de ani numai așa. Mi-aduc aminte și eu ca junior, știți că făceam pe sala sportului, unde norocul Daniel Chiriță, care a luat și a cosmetizat și a făcut acolo, ați văzut, o superbă bază, da? Dar făceam antrenamente și când dădeam la poartă, credeți-mă că la un moment dat nu mai vedeai de praf. Vă aduceți aminte? Praf ăla ordinar, deci, da. Și noi am făcut la fel, să știți, eu nu vreau să mă scuz sau să mă... Nu știu, cum fac, încercăm, sperăm cu timpul că se va putea face și o bază și pentru noi. Eu am aprins o perioadă cu juniorii republicani A și B. Speranța mare ultima. Da, acum câțiva ani de zile, unde jucam, dacă știți, la... în pădure, unde era cantonamentul echipei mari la Crângul Lubot, era un teren de iarbă. La iarbă, da. Să știți că mergeam și acolo. Păi da, dar era bunicel terenul ăla. Era impecabil, dar era pentru jocuri. Am înțeles, să-l ține așa de... meciurile de campionat. Apropo de centrul ăsta, cine mai e șef la centrul? Domnul Liliac. Domnul Liliac este șeful centrului. Da. Și Tavi Grigore ce este? Nu știu să vă spun. Din ce cadrul centrului ce este? Da, director sportiv, din ce știu eu, nu? Director sportiv al centrului. Al centrului, da. Nu știu foarte multe amănunte despre situația de acolo, că suntem într-o mini-vacanță. În ultimul moment am înțeles că s-a făcut o întreagă tevatură legată de salarizare. Ați primit și voi bani în plus la centru? Bani în plus, da, ni s-au dat salarii. Vi s-au dat salariile sau vi s-au mărit salariile? S-au și mărit salariile de 2 luni de zile și ni s-a dat un salariu. Era o restanță. Cât am înțeles. Să știi că timpul alocat emisiunea la sfârșit. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezență. Mi-aș dori foarte mult să mai ajungi la pasul offside, pentru că ai ce să ne spui. Poate că aduci și o fată care să corespundă profilului care ți-l dorești tu la echipă. Poate faci ceva cu ele, adică mergi undeva, sau poate un băiat de la grupa ta, de la U14, care să crească atât de mult încât să-l vedem peste 2 ani, mi-aș dori eu, adică să fie undeva ce-a făcut Hagi pentru echipa lui, să-l văd la echipa Marea Petrolului. Doamne ajută! Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Urmează ca săptămâna viitoare să primiți în fața dumneavoastră, acasă, un alt invitat. Până atunci, îi mulțumesc lui Cristi pentru prezența în emisiune și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. La revedere!